Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a Dr. NCN. Astăzi nu am venit să povestim cu un medic, ci cu un terapeut, un terapeut Bowen. Bine te-am găsit, Oana! Bine ați venit și mulțumesc pentru invitație! Oana, care-i treaba cu terapia Bowen? Când a luat ființă această metodă de terapie și dacă poți să ne spui ceva despre istoria ei? Da, este o poveste foarte frumoasă a unui om extraordinar care a fost cu mult înaintea timpului lui, se numește Tom Bowen, și care toată viața lui și-a dedicat-o din bunătatea interioară pe care o avea vindecării oamenilor. Neavând o bază medicală, și asta este fascinant, tatălui a considerat că nu trebuie să aibă mai multă educație decât e necesar pentru o meserie și l-a vrut tâmplar. Tom Bowen și-a ascultat tatăl și s-a făcut tâmplar. N-a avut cunoștințe medicale, dar din forța interioară și dorința interioară și grația pe care el spune că a primit-o, pentru că terapia Bowen este un dar de la Dumnezeu, a reușit să înceapă cumva să downloadeze informație despre această terapie extrem de magică și extrem de misterioasă, care abia acum începe să fie oarecum studiată și aprofundată, pentru că este direct legată de un țesut care se numește fascia și care a fost ignorat în congresele medicale până în 2007. Deci, practic, au început inclusiv studii clinice pe terapia Bowen? Da. În 2007 a fost primul congres despre cercetările asupra fasciei, un țesut care conține colagen, iar acest colagen reține memoria celulară. Fascia este țesutul care se formează primul în embrionul uman în săptămâna a treia și este țesutul care este ca o rețea de internet în absolut întreg corpul nostru, fără întrerupere. Deci, practic, el ne îmbracă de la exterior, învăluie organele. Inima noastră, dacă n-ar fi învăluită în fascia, ar exploda, pentru că fascia o ține. Nervii, creierul, inclusiv în interiorul celulelor, se găsesc molecule de colagen. Asta un pic pune bazele înțelegerii a cum funcționează terapiile care lucrează pe fascia, inclusiv terapia Bowen. Spunea cineva că terapia asta Bowen este ca un fel de resetare la setările din fabrică, la starea de sănătate a organismului. Exact. Tocmai datorită faptului că acest țesut este primul care s-a format în embrion și care se consideră că este cea mai pură formă. Cred că cel mai bine, ca să înțelegeți, am întâlnit o definiție foarte frumoasă a fasciei, dată de un medic american, care spune așa: sufletul nostru, cu toate fluxurile sale de apă vie pură, sălășluiește în fascia din corpul nostru. Ce se întâmplă într-un impuls Bowen care se dă pe fascia din corpul nostru? O undă energetică se transmite în corp până practic ajunge la nivel de nu se știe dacă chiar de ADN, dar în interiorul celulei, prin acest val de energie, neîntrerupt. Deci, un accident, o operație care este pe fascia care îmbracă mușchii noștri, va avea repercusiuni în tot corpul. Are logică. Da. Spune-mi, te rog frumos, cum se lucrează? Pentru că terapia Bowen nu este masaj, nu este acupunctură, nu este presopunctură. Cum funcționează efectiv? Tehnic este o... Intenția unui impuls Bowen este de a întinde această fascia, care se rigidizează datorită stilului de viață și a impulsurilor de stres din organism. Și atunci noi întindem această fascie și o relansăm printr-o mișcare de rolare, transmițând vibrația aceea care se autoperpetuează la infinit până la nivel celular. De ce durează o oră și jumătate o ședință întreagă? Sunt și ședințe mai scurte care durează mai puțin. Există și procedură care costă în 5 minute. Durează pentru că sunt necesare niște pauze, tocmai pentru ca
corpul să preia aceste impulsuri și să le proceseze. Ce înseamnă procesarea asta? Majoritatea pacienților simt efectiv, după primele mișcări care se fac în partea lombară, unde chinezii mai spun că este poarta vieții, o descătușare de energie. O simt ca o căldură care urcă, se împrăștie în tot corpul, ca o stare extraordinară de bine. Deci, practic, efectele se văd de la prima mișcare Bowen. Și care sunt zonele principale pe care acționați voi, terapeuții? Deci, zonele acoperă tot corpul, dar întotdeauna procedurile încep cu poarta vieții. Cele care sunt de tratament, mai există proceduri de urgență care nu încep acolo și încă una, două excepții. Spune-mi, te rog frumos, tu de cât timp practici Bowen, nu? Din 2010. Am început să-l practic de la primul curs. Și te-ai întâlnit cu sute de oameni, cu sute de probleme. Zi-mi, te rog, cam cu ce gen de probleme vin la tine și pe ce zone ai avut cele mai bune rezultate? Aș putea să spun că sunt generalizate problemele osteoarticulare, durerile de spate. Astea sunt una dintre cele mai simple probleme pentru terapia Bowen. Dar, din păcate, iau amvergură tot mai mare problemele psihoafective, anxietate, depresie la tineri, stresul situat între cote 8, 9, 10 din 10, probleme ginecologice la femei, nu știu câte femei sunt clinic sănătoase din punct de vedere ginecologic, pentru că este absolut o epidemie de endometrioză, chisturi ovariene, dereglări de ciclu. Toate astea însemnând probleme mult mai grave sau semnalizând probleme mult mai grave, cum ar fi disfuncțiile și dereglările sistemului hormonal. Iar la bărbați? Bărbații, în general, vin cu probleme de spate. Ei, în general, sunt mai sceptici la terapia Bowen, dar am avut, pot să vă dau exemplu, unui medic care a venit pentru că colegii lui și toate spitalizările și toate recuperările pe care le-a încercat n-au dat rezultate. Și a dat rezultate terapia Bowen. Trebuie să crezi în terapia Bowen pentru a funcționa? Trebuie să crezi în terapia Bowen suficient de mult cât să vii la cabine și să te întinzi pe pat. Nu mai mult de atât. Zi-mi, te rog, sunt procedeile acelea pe care le faceți pentru bebeluși, pentru colici? Da. Da. Cum funcționează? Nu se știe exact cauza colicilor, se presupune că este pe sistem nervos. Eu aș înclina să spun că da, este pe sistem nervos și atunci ei fiind foarte receptivi, sunt suficiente acele câteva mișcări pentru a calma problema. Ai avut bebeluși care să vină urlând și să plece cu zâmbetul pe buze? Dar majoritatea. Deci pe mine mă iubesc copiii. Nu știu dacă pentru că le inspir ceva în viața de zi cu zi, dar cu siguranță după ce îi ating mă iubesc toți. În general, sunt pacienți care vin la tine și doar pentru că s-au obișnuit sau... Nu. Pacienții vin... Eu lucrez cu procentul profesorului meu de 80%, adică când pacientul este 80% bine, de exemplu, cu o fișă 80% e bifat, atunci, din punctul meu de vedere, ne luăm la revedere. Dar dacă el mai dorește și foarte mulți îmi spun, dar nu mă abandonați, nu pot să vin la întreținere, desigur, pot să vină când doresc ei. Ana, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care le-ai dat astăzi. Eu vă mulțumesc și sper să le fie de folos audienței dumneavoastră. Mulțumesc. Cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!